despre imagine, ce să zic, mai mult decât faptul că noi am făcut studii împreună cu Oleg, de mi-a fost coleg în facultate încă, deși ani diferiți, dar în fine, ne cunoșteam foarte bine de acolo, adică eu știam și cum se supără Oleg, spre exemplu, și cum se bucură, chiar dacă pe față poate nu trădează anumite emoții și ce-i place și ce nu-i place. Plus la toate, trebuie să recunosc că fiind cumva născuți în același spațiu, probabil la nivel de atitudine sau la nivel de trăire ale momentelor, da, descrise în film, aveam o rezonanță cumva în comun, deci simțeam la fel. Și atunci a fost foarte simplu, de fapt foarte simplu să lucrez cu el, mie personal. Noi ne-am propus să întoarcem pe dos, să zic așa, planurile producătorului, să-l chinuim un pic la nivel de evoluția producției, pentru că am zis că vrem să facem filmul ăsta doar în lumină difuză. Și dacă ne uităm atent, nu găsim un cadru unde avem soare și avem umbră. Tot filmul a fost filmat într-o difuzie pronunțată și evident acest lucru cumva devenea complicat, pentru că bine, am avut 2 săptămâni când am avut lumina așa, difuzie, și ne-am bucurat de acest timp. Aia a urmat încă 2 săptămâni în care soarele răsărea și practic erau zile întregi de filmare când nu se întâmpla nimic pe platou și trăgeam 2 cadre pe zi, unul la 6:30-7 dimineața și al doilea la 8 seara. Din perspectiva asta trebuie să-i mulțumesc producătorului că a avut suficientă înțelegere pentru acest demers, să spunem așa, al esteticului vizual. Ne-a înțeles și chiar a acceptat cumva fără rețineri ideea asta noastră. Dacă stau să mă gândesc bine, este cred că 70% din film sunt prin planuri, groplanuri. Cumva cadrul, aspectul ăsta de 2.35 mai permite în stânga și în dreapta capului să mai văd puțină ambianță. Și această ambianță am decis noi să fie una pronunțată, foarte definită, clară, derizoriu, apăsătoare. Pentru că neavând foarte multe cadre largi, cumva devenea mai complicat și mai greu să localizăm, să spunem așa, spațiul sau să-i dăm definim foarte clar că, domnule, asta este o bază auto părăsită, spre exemplu. Nu se vede foarte bine că e baza auto părăsită, dar în schimb cromatic tot ce este în spatele cumva actorului o intuiești, chiar dacă nu o vezi. Și atunci trebuie să recurgem la stilistica asta ușor, chiar clipoasă pe alături. Această imagine sau stilistică rezonează în plin sens al cuvântului cu dramaturgia filmului și cu personajele de acolo, pentru că nu sunt cele mai fericite personaje din lume și nu trăiesc într-un mediu cel mai fericit. Și atunci, cumva am zis noi că hai să se simtă treaba asta pe ecran, da? Sau descriem, între ghilimele, artistic.